10 angajați de la serviciul de probațiune au intrat în greva foamei, alegând această formă extremă de protest pentru a-și exprima nemulțumirile față de salarizarea consilierilor de probațiune pentru luna decembrie 2023. Protestatarii afirmă că greva foamei este o soluție la care apelează alături de alte forme de protest și solicitări anterioare, dorind să atragă atenția asupra nedreptăților în ceea ce privește drepturile salariale. Consilierii de probațiune explică că au ales această cale de protest, întrucât în luna ianuarie, fără niciun temei legal, li s-au diminuat salariile față de cele achitate în perioada august-noiembrie 2023. Iată că serviciile de probațiune se văd nevoite, chiar de la începutul anului, să recurgă la această măsură extremă, pentru că problema rămâne. Problema pentru care noi am făcut o grămadă de demersuri și proteste în decembrie și numai în decembrie și în noiembrie și în octombrie 2023 nu s-a rezolvat. Și anume, în concret, acele salarii rectificate prin ordin de ministru pentru care noi am câștigat hotărâși judecătorești, aceste salarii nu ni se dau în continuare. Singura rațiune, singura motivație oferită au fost că nu există suficient buget. Deci noi nu ne încadrăm la buget. În condițiile în care vorbim despre 700 de consilieri, impactul bugetar este nesemnificativ. Deocamdată protestul se desfășoară fără întreruperea activității, dar nu știm exact în viitor ce formă va lua. Greviștii cer Direcției Naționale de Probațiune și Ministerului Justiției recalcularea de urgență a salariului pentru luna decembrie 2023 și punerea în plată a diferențelor rezultate, având termen până la 26 ianuarie pentru aceste revendicări. Consilierii de probațiune aduc în discuție și aspecte legate de discriminare, susținând că în mod abuziv au fost readuși la salariul din anul 2017. Nu sunt bani. Este o placă pe care noi o tot auzim și suntem convinși că așa cum s-au găsit resurse pentru a fi puși în plată, conform ordinului de ministru, prin care s-a făcut corectarea salarială, ar trebui ca acest lucru să fie valabil și pentru viitor. Este foarte demotivant. Aceasta este problema. Noi activitatea ne desfășurăm, oricum, după cum ați văzut, am recurs la această formă pentru a atrage mai mult atenția, pentru că altfel se pare că nu suntem auziți. Noi treaba ne facem, sistemul funcționează, sistemul de justiție se bazează pe sprijinul nostru, dar în condițiile în care un consilier de probațiune care a investit în studii are experiență profesională, deja o mare parte dintre colegii din serviciu și din țară sunt consilieri gradul 1, având experiență între 15-20 de ani și chiar peste 20 de ani, nu este firesc să nu ni se recunoască complexitatea muncii și mai ales că această discriminare se face și în raport cu celelalte categorii din sfera justiției. Protestatarii subliniază că, în ciuda hotărârilor judecătorești și a actelor administrative, drepturile lor nu sunt respectate și anunță că intenționează să continue gestul extrem până când li se va face dreptate.